Trebuie să facem o introducere prima dată. Bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Alex Furman, dar cred că știți asta deja. Place. Hei, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Alex Furman, dar probabil știți asta deja. Trebuie să știu să la cameră în gen, ca să fii cu ei, știi? Nu mai stau pe telefon, că ești mesiț. Mă uitam care e... Care e... Vezi că începe cu numărul 2. Dar nu sunt în ordine. L-am luat de mai multe salte, știi? Înțeles, okay. Căutam numărul 1. Sunt alături de DJ Danny, prietenul meu cel mai bun, și astăzi o să încercăm să rezolvăm probleme de logică de clasa a doua, a treia și a patra. Practic suntem doi adulți, pentru că suntem adulți, nu? Deja. Oarecum. Da. Am trecut de bac pe care l-am luat amândoi cu brio. Corect. Am trecut de studenție, n-am trecut, adică da, am trecut acolo, prin studenție amândoi. Deci practic considerăm că suntem la un nivel mediocru de inteligență și ar trebui să ne descurcăm, doar că o să vedem asta acum. O să implicăm și bani, okay? Pentru fiecare problemă, da. Cel care o să rezolve primul primește 50 de lei de la celălalt. Perfect, bine, perfect. Da. Okay. Întrebarea de logică numărul 2. Mare atenție! Care dintre următoarele cuvinte este diferit de celelalte din listă? Ok. Mare atenție! Da. Pisică, veveriță, găină, câine. Gata. 1, 2, 3 și găină. Găină. Nu, veveriță. Veveriță, da. De ce? Pisica e mamifer, veverița e mamifer și câine e mamifer, așa că... Eu m-am luat altfel. Pisica... Animal de companie, câinele animal de companie, găina tot o ai în curte, dar veverița e un animal sălbatic. Okay, deci tu găină. Spui că e găină? Da. Și eu spun că e veveriță. Okay, hai să luăm altfel. Care dintre astea naște ouă? Să spune, face ouă. Adică nu ți se pare cea mai mare diferență? O diferență mult mai importantă e că veverița nu o ții în casă? Păi nu știu, tu poate ești prieten bucurile albu, dar eu n-am văzut bine să niciodată o găină în casă. Dacă pe... talerul unui cântar se pun 4 kg de mere cu 3 lei kilogramul. Câte kilograme de mere cu 2 lei kilogramul trebuie puse pe celălalt taler pentru echilibru? Nu, stai. Deci 4 kg. Da, asta e regulă de 3 simplu, făceam când eram mic. Da. Este egal cu 4 pe 2. Corect? Stai, bă, stai, deci 2, 3 supra cât egal cu 2. Ce frumosul poate. Bă, tu mai încurcat. Stai puțin. 4 kg cu 3 lei, 4 kg cu 3 lei kg, adică 12 lei acolo, da? Nu? Nu, eu fur eu curent puțin, stai. Da. Păi da, ca să fie egal, ar trebui să fie tot 4 kg. Exact, asta e ideea. Deci, asta vreau să explic. Kilograme de mere cu 2 lei kilogramul trebuie puse pe celălalt altar pentru echilibrarea balanței. 4 kg, nu contează cât costă kilogramul. Asta vă zic la început. Întrebarea de logică numărul 4. Care dintre următoarele cuvinte este diferit de celelalte din listă? Automobil, motocicletă, avion, camion. Avion. Bă, gen că e singurul care merge deasupra cer. Deasupra. Ai și tu un punct de vedere, dar automobil, poate. Îți zic și de ce, am o teorie susținută. Gen, automobil e o categorie. Stai să fac un calcul. Avion plus... plus așa. Motocicletă. Ok. Tot supra 3. Așa, da. Supra 3 este automobilul, da. Corect? Da. Automobil. La puterea a doua. Plus, corect, plus camion. Așa, camion. Așa, camion. Nu este cea la cază. Scoate X-ul din mine, poate? Păi, simplifică. Stai avionul. Avionul sunt parte la camion. Da? Da? Și aici rămâne 4. Da. Se reduce, corect. Rămâne 4. Motocicleta, două roți, două, de aici ne rămân două la automobil. Asta sunt 0. Și răspunsul corect, X egal cu 6. 6. Întrebarea de logică numărul 5. Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3 metri și alunecă noaptea 2 metri. Ok, nu, stai. Stai, deci avem copacul. Stai să începem. Un copac și un melc. Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3 metri și alunecă noaptea 2 metri. Deci în fiecare zi. Okay. După câte zile va ajunge vârful copacului care are înălțimea de 10 metri. În 10 zile. În fiecare zi. Deci dacă urcă 3 și coboară noaptea 2, înseamnă chiar în fiecare zi urcă un metru. Un metru, corect. Corect? Îmi dat 50 de lei. Întrebare de logică numărul 9. Dacă prietenul tău
Soșește. Dacă prietenul tău sosește mereu mai târziu decât tine, înseamnă că tu ajungi mereu mai devreme? Da, nu, uneori, adesea. Da. Uneori. Cum uneori dacă... Ai cuvântul mereu. Dacă prietenul tău sosește mereu mai târziu decât tine, înseamnă că tu ajungi mereu mai devreme. Sigur, deci îmi datorez încă 50 de lei. Sper să tu sigur nu știi. Ce număr urmează în seria 2, 3, 5, 8, 12, 17? 19. De ce? Nu, stai. 2, 3, 5, da? 8, 12, 17? 2 plus 3 e 5. 5, 8, 12. 8 plus... Aba, nu. Trebuie ceva în ochi. Cum asta, dar e la clasa 4? Hai să o luăm logic. Poți să sunăm un prieten? Nu fie bună, poți să sunăm. Da. Bă, ca să sunăm un prieten, trebuie să-ți răspundă. Asta e primul criteriu, știi? 15, 14, 15, 16... Am prins. M-am prins, ești nebun? Fii atent! Facem un vlog, rezolvăm niște probleme de copii, știi? Așa. Și n-am știut să rezolv ceva și am zis că sunt un prieten și te-am sunat pe tine, că am zis că poate ești deștept. Dar tu doar știi cât mai prost. Deci, întrebarea este... Ce număr urmează în seria? 2, 3, 5, 8, 12, 17? Care e următorul? 23. De ce? De ce? Da, băi, 23. Bă, 23. De ce? Nu știu. Da, la bine. Cum? Dar cum? De ce? De ce e 23? 3 plus 2, 5 plus 3, 8 plus 4, 12 plus 5, 17 plus 6. Așa-i, bă. Da. Bă, ești geniu, bă, ești geniu să mor eu. Bă, nu mai vă mă puiu, bă. Hai că de acum trebuie să le prindem, că părem proști. Da. Doi tați și doi fii au găsit în pădure trei comori. Totuși fiecare a revenit câte o comoară. Cum a fost posibil? Doi tați și doi fii au găsit în pădure trei comori. Totuși fiecare a revenit câte o comoară. Asta înseamnă că nu sunt doi, tată, fiu și bunic. Tată, bunicul deci, e, unul da, e și tată și fiu. Și fiu, da. Da. Ce e aia? Ochii tăi. De ce ochii mei? Mă uitam așa. Ok, deci. Ideea de bază este simplă. Așa. Avem numerele 1, da. 3, da. 4 da. Și 6. Da. Le putem folosi o singură dată, okay. Dar trebuie folosite toate. Ok? Da. Ne ajutăm de oricare dintre cele patru operații aritmetice elementare, adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Da. Nu trebuie folosite neapărat toate. Deci, plus, așa, minus, da, 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 înțeles. Împărțire. Hai zici, cât trebuie să vedem? 24. 1, 3, 4 și 6. Și putem folosi plus, minus, ori și împărțire. Trebuie neapărat toate și trebuie să fie 24. Dacă zice că nu trebuie folosit neapărat toate, înseamnă că unul dintre ele sigur nu trebuie. Că altfel n-ar fi certificat asta. Vrei să facem alta? Nu, hai să facem, acum nu am pus ambiție. Alo? Poftim? A, o secundă, o secundă. Ceau, papa. Cui am răspuns? Am gândit ce dracu, că știu vocea. Nu știu unde fac ceva dacă am ajuns acasă. Mă gândeam puțin, stai, mă, dar de ce are ăsta accent de București? Eu n-am prieteni aici. Nu mi-am dat seama că e telefonul tău, știi? După m-am uitat acolo, știi? Și mi-am dat seama, a, stai, uite, noi acolo, filmează. Iustu. Hai puțin să ne ajut cu cea, dracu. Nu. Te rog. Te rog. Poți să folosești plus, minus, ori sau înmulțit. Împărțit. Împărțit. Poți. Și rezultatul trebuie să fie 24. 24 trebuie să fie? Da. Și vreau să văd? Nu. Încercăm de ore tot. Și e de clasa 4-a. Problema. Dar e gen să poate? Iar da, e da. Rezolvarea asta sau... Bine, trebuie să ai. Asta mișto. Poți să fii la putere? Nu. De ce? O zis. Doar... 1 la 3 adică 1 și 4 la 6 e 24. Da, da. Hai să ne uităm la răspunsul nostru. Bă, eu m-am uitat, dar e o chestie care nu e puțin.
Explică. Scrie cu toate. Da. 6 împărțit la... Da. În paranteză. Da. 1 minus 3. Da. Împărțit la 4. Așa e. Deci forma care, fii atent. Deci cum? Forma, dar gândește că ai 1 și da. 3 supra 4, fracție. Mhm. Și bagi... 3 supra 4, da? Mhm. Da, 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 da. Poți să-mi dai banii că... Ți-am dat răspunsul. Și la revedere. Ok. Mă duc să fac duș, că pierd timpul cu voi. Gata? Dați-mi ceva mai greu. În care direcție merge autobuzul? Nu vreau să știi. Și avem imaginea asta. În ce direcție merge autobuzul? Deci merge așa, depinde cum ești telefonul. Da, exact. Hai, este că e nenorul într-o mai spune, hai să faci. Dă-mă, da, hai să faci tu. Intră că tai partea asta. Dar nu te pun că merge în corpul. Deci convins că să pui acum, nu? Nu, cum să pun? Cum să pun așa ceva? Tu, dezbrăcat? Cam cu atât v-am putut impresiona în această seară. Mai avem de impresionat și în alte părți. Am fi stat mai mult, dar timpul nu ne permite. Muzica cântă, dar brânza nu. Muzica cântă, dar brânza nu?